Filipeni, capitolul 4, vom citi versetul 6 și 7. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Să ocupăm locurile. Eram îngrijorat cum o să ajung de la mașină până aici în biserică, ploua, și am descoperit ceva uimitor. Pot să fug. Dacă ar ploua mai des, probabil, și mai aș obișnui și să fug. Ploaia este o mare binecuvântare. Mă uitam astăzi la știri și aproape în toată Europa este o secetă îngrozitoare de mare. În Spania sunt niște incendii, cum n-au mai văzut spaniolii de multă vreme. Dunărea a scăzut așa de mult că sunt vase care au rămas împotmolite noroi pe fundul Dunării. Lumea în care trăim noi ne oferă foarte multe motive să ne îngrijorăm. Dacă privim din perspectiva României, nu, spre nord, e război. Se pare că se pregătește ceva și spre sud acum, pentru că sârbii, din nou, care sunt foarte proruși, încurajează din nou neînțelegerile între musulmanii și creștinii din Bosnia și Herțegovina. S-ar putea să avem război și la sud. Lumea în care noi trăim este o lume foarte periculoasă și am avea în fiecare zi, numai uitându-ne la știri, noi motive să ne îngrijorăm. Dar haideți să vă întreb ceva. Cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă farmacia personală, nu? Eu am un dulap de la bucătărie plin, de jos până sus. M-am enervat zilele trecute și am aruncat vreo jumătate din ele. Mi-am dat seama că nici nu le-am deschis vreodată. Și am zis, mă, dacă nu le-am deschis, mai ales că trecuseră câțiva ani de când expiraseră valabilitatea lor, nu? Fiecare avem un dulap de medicamente, nu? Foarte multe din medicamentele noastre le-am luat pentru că ne-am îngrijorat. Am vrut să avem ceva dacă se întâmplă ceva, nu? Să avem ceva medicament. Dar haideți să vă întreb ceva, dacă ați avea așa un medicament și ați lua o pastilă care știți de la bun început că nu lucrează, nu te ajută la nimic, nu? Nu te ajută la problemele care le ai azi, mâine, nu îți reduce durerea, ci ți-o sporește, mărește durerea aceea. Nu te faci deloc mai bine, ci mai rău dacă iei pastila respectivă. Ai mai luat-o? Ai mai luat asemenea pastilă? Nici vorbă. Soția a avut un unchi la Oradea, care l-au internat ăștia la spital și ne-am dus să vedem ce e cu unchiul. Și, păi zice, am luat o pirulă. Ce fel de pirulă? Păi zice, am făcut curățenie în credenț. Credențul era mobila aia de la bucătărie, ok? Au făcut asta curățenie acolo și a găsit niște pastile pe fundul unui sertar și au zis că e păcat să le arunce, poate or fi bune la ceva, nu? Și a luat o pastilă din aia, s-a otrăvit și a ajuns la spital. Știți care e pastila asta? Se cheamă îngrijorare. Nu te ajută la nimic. O luăm crezând că scăpăm de necazuri, dăm de necazuri și mai mari, ne sporește durerea. De ce luăm, domnule, totuși pastila asta numită îngrijorare? De ce ne tratăm cu ea? Haideți să vă zic ceva despre îngrijorări. Se pare că s-a făcut ceva statistic și s-a constatat că 40% din presupunerile noastre, nu, așa, nu vor avea loc niciodată. 40% din lucrurile de care noi ne îngrijorăm nu o să aibă loc niciodată.
30% sunt evenimente care au trecut deja și care nu mai pot să fie schimbate cu nimic, indiferent cât te îngrijorezi tu. Eu am o vorbă care o spun mai ales soția mea, spun: Doamnă dragă, ieri s-a terminat aseară. Okay? Lasă ziua de ieri, nu mai putem face nimic despre ea. Ea este istorie. Lasă istoria în pace. Dar sunt oameni care au preferințe istorice, nu? Tot timpul, dacă nu făceam noi asta, dacă nu cumpăram noi aia, dacă nu ne duceam... Știți la ce folosesc chestiile astea? La nimic. Zero. Pierdere de vreme. Ne îngrijorăm de lucruri care au trecut. Nu mai putem face nimic despre ziua de ieri. S-a încheiat, s-a terminat aseară. 10% sunt mărunțișuri absolut nesemnificative, care nu merită să te îngrijorezi de ele. 12% sunt probleme de sănătate reale sau de multe ori imaginare create de îngrijorările tale. Te doare undeva, aoleu, dacă am cancer. Bunicul meu n-a fost bolnav în viața lui niciodată, a murit la 96 de ani. Sper să seamăn cu el cumva, I don't know. A avut și o soră care a murit la 106. Ea îmi spunea, când o vizitam pe mătușa, spunea: o uitat moartea de mine, zicea ea, o uitat moartea de mine, se duce tot la alții și de mine o uitat. Ei, bunicul, când îl durea ceva, sau eu știu, tușea sau a răcit, el moare. Era nenorocire în toată familia că el moare acum. Avea o simplă răceală, îi curgea nasul. El n-a avut nicio boală serioasă la toată viața lui. Și atunci când îl durea ceva, se îngrijora enorm de tare. Astăzi 12% probleme de sănătate care, din nou, nu merită să le bagi în seamă. Doar 8% se pare că sunt îngrijorări legitime în viața noastră. 8%. N-ar trebui să încredințăm măcar astea 8% Domnului, să scăpăm de toate? Haideți să vă citesc câteva versete care sunt extraordinar de importante în acest domeniu. Matei 6:34. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazul ei. Nu știu, cred că ar trebui să tipărim versetul ăsta așa, să-l punem undeva, să-l vedem în fiecare zi pe frigider, bărbații, nu? Când noi facem sportul ăsta toată ziua, deschidem, închidem frigiderul, să-l punem pe frigider așa. Ajunge zilei necazul ei. Ajunge de asta. Nu te îngrijora și pentru ziua de mâine. Ziua de mâine o să aibă necazurile ei. Iată ce spunea tot Domnul Iisus, Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Practic, spune Domnul, lumea în care voi trăiți nu este o lume ușor de trăit în ea. O să aveți dificultăți, necazuri. Dar lumea asta este biruită deja de mine. Nu? Eu am biruit această lume. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în inimă atunci când dați de necazurile din această lume. Ioan 14:27. Un verset foarte cunoscut: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. În fața realităților acestei lumi, cuvintele astea ale Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne dea biruință. Haideți să vedem cauzele pentru care totuși ne îngrijorăm și există îngrijorări în această lume. În Matei 13, Domnul a spus câteva pilde și una dintre pildele aceasta este pilda cu sămânța. Știți, sămânța care a căzut în drum, sămânța care a căzut între spini.
În final, știți foarte bine, a patrulea pământ e cel bun în care a căzut sămânța. Dar eu am să mă opresc doar la sămânța aceea care este căzută între spini. Sămânța căzută între spini, spunea Domnul Iisus, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Două lucruri sunt menționate aici care produc spinii aceștia, care înneacă, de fapt, cuvântul care îl primim de la Dumnezeu, care ajunge nefolositor, nu rodește în viața noastră. Și primul lucru, îngrijorările. Ne îngrijorăm de prea multe lucruri. Marto, Marto, spunea Domnul. De prea multe lucruri te îngrijorezi tu. Îmi place foarte mult un comentariu la acest text, când Domnul a spus, Marto, Marto, un singur lucru trebuiește. Unii spun că Domnul ar fi spus, Marto, lasă un singur fel de mâncare trebuiește, nu 4-5 soiuri de mâncăruri, nu știu, aperitiv, salată de băf, supă, sarmale, friptură, nu? Probabil că și evrei aveau obiceiul ăsta, cum le avem noi, românii. Și Domnul a spus, e destul un singur fel, fă un singur fel. Să știți că ajută, e nemaipomenit. Eu am scăpat de vreo 30 de pounds de când mănânc un singur fel. Unul ajunge, unul este suficient. E greu însă când ai așa multe choices, nu? Grijele vieții acesteia, ele pot deveni prioritatea noastră numărul unu. Muncim de dimineața până seara, vrem mai mult, credem că o să fim mai fericiți. Nu e adevărat. Când o să cumperi lucrurile alea care crezi că o să te facă fericit, o să descoperi că sunt altele pe rafturi și iară trebuie să mai muncești câțiva ani. Și asta este o înșelăciune formidabilă. Îți mănâncă viața, îți mănâncă timpul, ele îți înăbușe voia lui Dumnezeu, devii nefolositor, devii neroditor, ești lipsit de perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții, pentru că lucrurile din această lume te concentrează spre ceea ce se vede, spre ceea ce se poate consuma, ceea ce se mănâncă și uiți de lucrurile cele eterne, de lucrurile veșnice. Spuneam că un alt motiv de îngrijorare este exact condiția aceasta a lumii în care noi trăim, nu? Oare mai poți să întemezi o familie în lumea asta? Dacă aș fi acum, eu știu, de însurat, cred că asta ar fi prima mea întrebare. Bardan e de acord cu mine. Mai poți oare întemeia o familie în lumea asta, așa cum e lumea asta? Mai poți oare? Nu? Mai poți să aduci copii pe lumea asta să-i ia, să-i ducă la război? Nu? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu economia? Mai putem crește copiii normali într-o lume absolut anormală? Eram la Londra și unul dintre păstorii bisericii pe care o vizitam, care fondase practic biserica aceea, se întorcea înapoi în România. Și-a luat la revedere în serviciul acela la care am participat și eu. Și l-am întrebat la sfârșit, de ce te duci, domnule? Pentru că era un milionar, un om foarte, foarte bine așezat în Anglia. Avea un business foarte puternic. Regina Victoria a construit case pentru săraci. Și guvernul englez este unul dintre proprietarii, mari proprietari de real estate în Anglia. Și ăsta lucra pentru guvern, repara aceste case ale guvernului. Și mi-a spus, frate Petrică, când am văzut ce le învață pe fetele mele, avea trei fetițe la școală, clasa 1, 2 și 3, zice, când am văzut ce le învață la școală, am zis, nevastă, să terminăm, plecăm înapoi în România. Nici n-am mai avut curaj să-l întreb ce le învăța. Vă dați seama, omul a luat o măsură drastică să-și salveze fetele. Mai poți să crești copii într-o lume din asta besmetică, plină de homosexuali,
care învață pe copii de la grădiniță corupția și mizeria? Bineînțeles că te îngrijorează aceste lucruri. Cum putem rămâne credincioși Domnului până la cap într-o asemenea lume care își bate joc de noi oriunde mergem? Cum o să supraviețuim unui colaps economic, nu? Economiei lui Biden, inflației, nu? Umflației, că se umflă prețurile ca baloanele. Nu-ți mai vine să crezi ceea ce vezi în magazine, nu? Putem să supraviețuim la colapsul ăsta moral, a globalizării, putem să supraviețuim războaielor care pot să vină peste tot în această lume, nu? Sunt niște realități cumplite a societății în care noi trăim. Și este normal, văzându-le, să ne îngrijorăm. Dar ascultați-mă, cel care conduce lumea nu e Putin. Nu e nici măcar NATO. Nu e nici Biden. Cel care conduce lumea și stă la pupitrul Universului este Dumnezeu care a făcut această lume. Okay? Și El ne va purta de grijă așa cum a promis, că va fi cu noi până la capăt. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a spus: eu am biruit lumea. Care? Lumea asta mizerabilă despre care am vorbit, în care trăim noi. El a biruit-o. Lumea asta e biruită deja de El. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășenia vieții, nu iese de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac, spune același Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să-L credem, să credem cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Păi sunt oameni care se îngrijorează de păcate și de consecințele păcatelor și poate că asta e o îngrijorare destul de bună, că asta duce la pocăință, dacă ajungi să te mai îngrijorezi de ele, dar unii nu se mai îngrijorează de multă vreme. Frica de consecințele păcatelor, frica de vinovăție, frica că o să fii demascat într-o zi, o să fii prins. Nu? Una dintre cele mai groaznice tragedii la care am participat ca și păstor a fost când a venit o dată din România unul din membrii bisericii pe care o păstoream și a omorât nevasta, a înjunghiat-o fetiță de 14 ani pe care o adoptaseră, okay? După care și-a bătut cu ciocanul cuțitul în inimă și s-a omorât și el. Okay? În viața mea nu am trăit o asemenea dramă. Și ce s-a întâmplat după tragedia aia? O serie de femei din biserică au aruncat toate cuțitele afară din casă. Nu mai aveau cu ce face mâncare. A trebuit să angajez un consilier creștin să vină la biserică să vorbească oamenilor despre tragedia asta și de ce se întâmplă, ce se petrece, să ne explice cum apar asemenea schizofrenii atât de cumplite încât să ducă la crime atât de groaznice. Și unul dintre lucrurile care le-am aflat atunci este că atunci când un pocăit păcătuiește, okay, el trăiește cu frica că o să fie prins. Și în loc să se pocăiască de păcatul pe care l-a făcut, face mai multă religie cu care să acopere păcatul ăla, să nu se prinde lumea în ce păcat trăiește el. Și atunci el dezvoltă două lumi paralele. O lume falsă, a falsei pocăințe, a falsei sfințenii, în care el este foarte exigent cu alții, nimeni nu-i bun, nimeni nu-i sfânt, nu-i așa cum trebuie să fie pocăit. Și pe partea cealaltă, pe măsură ce el face pe sfântul, cade tot mai mult în păcatul celălalt. Și se petrece schizofrenia, se rupe frame-ul minții, și atunci intră diavolul în viața acelui om. Intră diavolul în viața acelui om. Și explicația acestui consilier creștin spunea, era extraordinară, spunea: aveți grijă că fariseismul dezvoltă schizofrenie.
Spunea, știți voi câți schizofreni aveți voi pocăiții? Între voi foarte mulți. M-am îngrozit de chestia asta. Pentru că avem foarte mulți pocăiți care, în loc să se pocăiască de păcate, îl acopere cu religie. Strigă tare, fac orice manifestări să creadă lumea ce sfinți sunt ei, când de fapt este exact inversul. Ar fi bine să fim îngrijorați atunci când există păcat în viața noastră ca să ne pocăim de el. Să venim la crucea Domnului Iisus Hristos și să scăpăm de păcatul acela. În Psalmul 51, versetul 3, David spunea, căci îmi cunosc fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dacă nu vii la cruce cu el, o să trăiești toată viața cu el înaintea ochilor tăi. Există iertare pentru păcat. Există mântuire la Domnul Iisus Hristos. Există dragoste la Dumnezeu. Scapă de îngrijorările păcatului și scapă cât mai repede posibil. E foarte interesant că cuvântul acesta, îngrijorare, în limba greacă, vine de la cuvântul merizo, care înseamnă a rupe în două, în mod violent. A rupe în două ceva, în mod violent. În latină, vine de la forțele turbulente din interior. Ceva, o furtună interioară care îl macină pe omul care se îngrijorează. Interesant că în limba anglosaxonă, în engleză, de exemplu, cuvântul acesta, îngrijorare, vine de la a strânge de gât. Ceva ce se strânge de gât. Te gâtuiește. Sentimentul acesta al îngrijorării provoacă boli mentale, provoacă tulburări, provoacă neliniște, depresie, senzații de goliciune spirituală, senzația că nu ești bun de nimic, că ești lipsit de orice valoare, că ești vulnerabil, că ești pur și simplu o coajă de nucă pe valurile unei mări tulburate. Este îngrozitoare îngrijorarea. Dar ascultați-mă, încă o dată, 8% din tot ce ne îngrijorăm sunt adevărate. Dă-le Domnului aceste 8%. Scapă de ele. Haideți să vedem în mod practic cum ar trebui să venim la Domnul cu și să acceptăm soluția lui Dumnezeu, a Domnului, pentru îngrijorările noastre. Numărul 1. Ai încredere în Dumnezeu. În situația în care te găsești, puneți încrederea în Dumnezeu. În Ioan 14, cu versetul 27, Domnul Iisus spunea, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În fața realităților, puneți încrederea în Domnul. Aveți încredere în El. Știți că atunci când Isaia a prorocit despre venirea Domnului Iisus Hristos în această lume, unul dintre numele pe care el îl purta era Domn al Păcii. Domn al Păcii. În evreiește este Shalom. Și Shalom înseamnă nu numai pace. Shalom, pace, frate, pace, soră, cum zicem noi, nu? Shalom înseamnă să ai pace cu toți oamenii din jurul tău. Să ai pace cu tine însuți. Să fie pace între mădularele tale, să fie armonie în trupul tău, dar să fie pace și între tine și Dumnezeu. Cuvântul ăsta este extrem de bogat, Shalom. Evreu când spune Shalom, spune să ai pace cu Dumnezeu, să ai pace cu semenii tăi, să ai pace cu tine însuți, să fie pace între toate mădularele tale, să fii sănătos, cu alte cuvinte. Vă dau această pace, spunea Domnul Iisus Hristos. Eu sunt Domnul Shalomului, al păcii. Atunci când ai vreun motiv de îngrijorare, numărul 2, întoarce-te spre cuvântul lui Dumnezeu. Întoarce-te spre cuvântul lui Dumnezeu.
În Isaia 48, versetul 18, cuvântul Domnului spune: O, de a-i lua aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. O, dacă ai lua aminte la cuvântul meu, dacă te-ai întoarce la poruncile mele, dacă te-ai bizui pe spusele mele, atunci ai avea liniște și pace. Pacea ta ar fi ca un râu și fericirea ca valurile mării. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. El are răspuns pentru problema de care tu te îngrijorezi. Știți de ce Biblia este așa de mare? Pentru că multele probleme din lumea aceasta își găsesc răspuns aici în cuvântul lui Dumnezeu. Pune mâna și citește. Hrănește-te în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vei vedea cum Dumnezeu îți răspunde exact la nevoile, la îngrijorarea pe care tu o ai. Atunci când vine vreo îngrijorare în viața ta, încearcă să-ți păstrezi calmul, rămâi în liniște și pace. În Psalmul 119, versetul 165, spune așa: Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Apoi în Matei 11:6, ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Am mai povestit treaba asta, este subiectul unei cărți a lui Gene Edwards, v-am pus-o la dispoziție, probabil că o mai găsiți încă la bookstore, se numește Prizonerul din celula 3. Ioan Botezătorul este la pușcărie și aude din celula în care este el discuții la prima celulă, el este la celula 3. La celula 1 este cineva care îl condamnă pe Dumnezeu pentru situația lui. Am slujit atâția ani lui Dumnezeu. Uite unde am ajuns. Uite ce folos. Ce folos a fost tot postul meu și rugăciunile mele și mersul la sinagogă. Uite unde m-a lăsat Dumnezeu pe mine. Dă vina pe Dumnezeu pentru necazurile care au venit peste el. Din celula 2 se aude un alt discurs. Nenorocitul ăsta de Irod, domnule, politicienii, ăștia, uite unde am ajuns. Am ajuns aici pentru că ăsta conduce rău. Ăsta dă vina pe Irod și pe politica, pe guvernul lui Israel din timpul acela. Și apoi la Ioan, Ioan trimite niște ucenici să-l caute pe Domnul și spune: Doamne, dacă tu ești ăla, tu ești sau trebuie să așteptăm pe altul? Că dacă tu ai fi Hristosul, probabil nu ar trebui să fie aici la pușcărie, nu? Eu sunt rude cu tine. Sunt verișorul tău, nu? Dacă tu ai fi Hristos, eu n-ar trebui să fiu la pușcărie la ora asta. Ești tu Hristosul sau să așteptăm pe altul? Și atunci Domnul le spune: Mergeți, spuneți lui Ioan ce vedeți și ce auziți. Spuneți-i că orbii văd, surzi aud, șchiobii umblă, cei morți înviază. Și spune cuvintele acestea: ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Ferice de acela că atunci când vine îngrijorarea, când vine necazul, când vine suferința, Domnul nu este o pricină de potignire. Nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Nu îi reproșează lui Dumnezeu. Nu se supără pe Dumnezeu. Știți că aproape fiecare dintre noi am avut perioade în viață când am fost supărați pe Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? De ce s-a întâmplat asta? De ce tocmai mie? De ce nu fata asta pe care am vrut să o iau de nevastă? Nu. Zicea unul: întotdeauna mi-am dorit așa un Cadillac din ăla lung. Și zice: Domnul mi-a dat un Volkswagen. Și atunci oamenii sunt supărați pe Dumnezeu că n-au primit ceea ce au visat ei, nu? Ascultați-mă, când vine
o asemenea perioadă în viață, ascultați cuvintele Domnului, ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de poticnire. Cred că lucrul ăsta pentru Ioan a fost absolut o mare revelație și a hotărât să nu mai fie o pricină de poticnire Domnul și a acceptat soarta așa cum a fost ea. Atunci când vin necazurile și ai motive să te îngrijorezi, stai deasupra lor, pășește peste ele, fii triumfător în necaz. În Ioan 16, versetul 33, Domnul Iisus spune așa: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Putem sta deasupra necazurilor când privim la Domnul. Marius a ținut duminică dimineață o temă absolut extraordinar de frumoasă. Când privești la Domnul, plutești, pășești peste valuri. Când te uiți la valuri, te duci la fund cu ele. Privește la Domnul și vei păși peste valuri, vei păși peste îngrijorări, vei sfida îngrijorările. Și ultimul lucru, ca și îndemn practic, mizează în timpul acela pe pacea aceea care întrece orice pricepere. Cuvântul ăsta al Domnului este foarte interesant: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile în Hristos Iisus. Inimile și gândurile. Știți ce înseamnă pacea care întrece orice pricepere? Este pacea dincolo de înțelepciunea noastră omenească, pacea aceea de neexplicat, pentru care nu avem cuvinte. Pacea aceea de care ne uimim și noi înșine. Cum putem să fim atât de plini de pace și de liniște într-o asemenea situație? Pentru că uimim lumea că în mijlocul necazurilor noastre putem să avem privirea în sus și putem să avem pace în inimă, pentru că știm ce ne conduce această lume. Este o poveste foarte profundă. Se spune că într-un sat undeva prin Europa au venit armatele lui Hitler și toată lumea a fugit din sat, s-a ascuns prin păduri, fiecare pe unde a putut. Dar un preot bătrân nu s-a dus nicăieri, a rămas singur în fața nemților. Și un comandant de la neamț bățos, știți că ăștia se drogau, Hitler îi droga pe ăștia așa de puternic, aveau niște droguri, un drog special pentru ei, că erau în stare să meargă zile în șir și nopți în șir să mărșăluiască. Deci ajungeau la distanțe uriașe, pentru că erau drogați. Un asemenea comandant, probabil plin de droguri, de ură și de demoni în el, s-a dus la bătrânul acela și a spus, și-a scos o sabie care avea, zice: știi că eu sunt un om din ăla, zice, că poți să te tai bucăți fără să clipezi din ochi. La care bătrânul preot a zis: domnule Dumitale, știi ce fel de om sunt? Poți să mă las tăiat în bucăți de Dumitale fără să clipezi din ochi. Cine e mai tare? Cel care taie sau cel care e tăiat? Când ai pacea lui Hristos care întrece orice pricepere în inima ta, orice moarte ar fi, nu este decât întâlnirea ta cu Domnul. Nu se poate întâmpla nimic rău decât să te întâlnești cu Domnul și cu Mântuitorul tău. Haideți să încheiem seara aceasta cu versetul acesta din Efeseni 2 cu 14, care spune așa: pentru că El este pacea noastră, care a făcut din doi, a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea.
El este pacea noastră. El a surpat zidul care ne-a despărțit de Dumnezeu. Zidul acelor păcate multe, zidul care ne-a despărțit de Tatăl și El ne-a pus împreună cu Tatăl, din doi a făcut unul, pentru că El este pacea noastră. Haideți să jinduim după această pace, care este în ultimă instanță o persoană, nu este numai o stare. Cine l-are pe Hristos, are pacea, îl are pe Domnul păcii. Și numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în vecii vecilor. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă este vreo pricină de îngrijorare undeva, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Dacă este vreo pricină de îngrijorare, aduceți-o la cunoștința Domnului cu rugăciune, dar și cu mulțumire, că El este Cel care va aduce pacea și binecuvântare peste sufletele noastre.